Salutare! Ce faci? Bine ați venit! Bine v-am găsit! Cum ești? De primire! Ea e tot timpul pozitiv așa, dar înăuntru ei e o furtună de emoții. Ai mai trecut odată prin asta? Tocmai asta cred că e cel mai greu, știi? Ea știe ce o așteaptă. Una o măscuță, se ține și pragulă, semi-simultan. Dar o să vezi că prima dată dă niște oxigen, acolo niște aer. Presupun ca și tu, la trecută, nu știu cum a mers. Da, mi-a pus o mască, am adormit foarte rapid și m-am trezit cu ăla. Copila și adormeție și numai te-ai trezit și gata. Nici nu știu ce s-a întâmplat, așa? Mm-hmm. Bun. Deci o întrebare. Cine este domnul aici din imagine? Prietenul lor, Andrei. Da. Am venit să îi însoțesc astăzi aici la Medicover, să aibă o față familiară cu ea. Știți cum a început totul? Andrei a venit odată la noi acasă împreună cu familia, în vizită, ca să ne cunoaște. Atunci am aflat că el este medic orelist. Are și clinica lui în Alba Iulia. Ești emoționat, Fesca? Nu. Da. Acum nu mai sunt, că l-am întâlnit pe Andrei. Da. Era. M-a întrebat pe mașină mult atâta, dar poți să stai cu mine peste tot. Știu am momentul ăla când... Atunci ai ciudat un pic. Uh-huh. Nu crezi singură, vin cu tine. Bine, în momentul ăla când m-am despărțit eu de ea, ăla pentru ea a fost așa... Atunci ai dat acest copii ciudat. Cred că la momentul ăsta te întrebai, dar nu a mai fost Scarlett odată la operație? Ba da, a fost, numai că de data trecută, până data asta, lucrurile s-au schimbat. Prima dată a fost la operație pentru polipi, iar acum merge în principal pentru amigdale și mai urmează să mai facă și ceva la cornete sau așa ceva. În fine, nu înțeleg exact procedura, dar ideea e următoarea. Totul este pentru o respirație mai bună și cum la Scarlett respirația este a fost o problemă majoră, trebuia să acționăm în consecință. Hai că te las, te uiți la vlog. Sca, hai că e super frumos. Sincer, până acum cred că e cel mai frumos spital în care am intrat vreodată. Este? Da. Facem un tur exact ca la când facem check-in la hoteluri. Bună! Deci eu deja m-am operat și ne-am luat în hotel. Ce bine, da. Deci o fată mea, da, seamănă așa cum poate de spital, dar nu, în hotel. Aici este un birou da. Pentru făcut. Acum nu ești la școală, astăzi este joi și nu ești la școală. Cum, unde ai vrea să stau eu și unde ai vrea să stai tu? Eu vreau aici. Ok. Da. Olo, ce galben! Da, aici este baia, exact, ca la spital. E gigantică. Da. După da, mulțumesc. Ok. Să-mi spuneți, domnul doctor, se dezinfectează aici, se dezinfectează sus? Păi sus la sală vă referiți. Da. Păi aici o să se schimbe, să-i dați păpucei de aia, de aia noștri. Da, da, da. Ca să nu vină cu păpucei ăștia. Ok, deci acum trebuie să fac un dușuleț mic, scurt. Și o să mă dau pe față cu clorexidină. Clorexidină? Clorexidină. Tu ești frumusețe. Da. Doctorul Deamu sunt. Paul. Bine. După masă să vă alegeți înghețata, dacă o să primească înghețata. Aha. Bine? Da. Nu vedem nimeni. Bine. O să vină cineva după tine și cu căruciorul te ducem spre asta. Ok. Da, mulțumim. Hai să vedem care este costumația ta de operație, da? Asta e mai nimic, așa ce ceva simplu. Stai neștit că da, cam cât procedura în sine a ei, 20-30 de minute efectiv procedura. Așa. Cu până visează un pic frumos. Da. Salutare! Bună dimineața! Doamnă bine. Doctor anestezist. Da, am venit să stăm puțin de vorbă și să facem cunoștință. Pregătită, curajoasă? Ah, da. Ai emoții? Sper că nu. Ah. Puțin. Lasă că nu se întâmplă nimic rău. Bine? Cum este procedura de anestezie? Cum este? Adică cum? Prima dată, în mod normal, dacă tu ești curajoasă și așa și cred că ești suficient de curajoasă încât să ne lași, să montăm un fluturaș. Pe unde să-ți dăm
Obranul, exact. Mm. Pe unde să-ți administrăm noi niște substanțe, bine. Și încet, încet, vine starea de somn. Bine? Astăzi n-ai mâncat și n-ai băut nimic, asta e foarte, foarte important să-i zici. Da, n-am mâncat. Nimic, nimic. Așa, perfect. Amigdalele tale sunt destul de mărișoare, așa. Ne vedem sus. Bine? Tăticu te poate însoți până la bloc operator, după care nu te minți. Vin, clar, de vin. Peste tot sunt cu tine, tata. Așa. Emoționată? Da. Ești emoționat. Hai, dat? Da, da. Dacă vor să știi că... Astea sunt numai la sonerie. Nu sunt mai aici. Da. Așteptarea. Asta e cel mai greu moment din toate. Știi că eu sunt aici, ea e acolo și... Sunt în credința că Dumnezeu are toate lucrurile în control. Numai că, vezi, asta nu înseamnă că nu mă încearcă tot felul de gânduri sau sentimente. O să fie bine. Ea cel puțin la momentul ăsta se simte bine. Andrei mi-a spus că totul e ok. Îi trimit acum și Sarei să vadă filmările astea de la Andrei din... Wow. Nici mi-am trimis și deja mi-a Sara și deschis filmarea. Pune la tata că ești bine. Bulinuțe. Am avut din asta. Ca și la grădi, știi? Pune ceva la tata și la mamă, Carly, că ai trimis video. Pune-le că ești bine. Sunt bine. Dacă ai și scăpat de branulă, de toate. Am scăpat de branulă. Ok. Tata, pregătită de nani. Da. La ce te gândești să visezi? Ce te gândești să visezi? Eu sunt acasă și sunt bine. Așa o să fie. Iubita. Wow, știți? Voi nu aveți cum să o cunoașteți pe Scarlett cum o cunoaștem noi, știi, părinții? Și de multe ori ea, chiar dacă zâmbește, eu îi citesc ochii. Prin ochi pot să-i văd inima. Și știu că, da, nu e ca și cum nu se întâmplă nimic sau nu-și dă seama, știi? Iar dacă are zâmbetul pe față, știe ce o să urmeze. Mai dă seama acela. Da? Foarte bine. Păi da, e ta emoție. Am văzut că nu se întâmplă nimic rău aici. Super. Mi-a pus dacă vin, dacă pierzi, așa. Mai am avut. Pune la Paul că te pui la nani. Acum la grăiară, mi-e somn. Andrei Ciucă, medicul pe care l-ați văzut la început de video, el este orelist, putea să o opereze el la Alba. M-am și legat așa o relație împreună și a zis că nu poate să o opereze el, că e prea apropiat, ne cunoaștem și nu poate. Așa am ajuns să venim aici, la Medicover, la doctorul Doinel Rădean. Dânsul este coleg cu Andrei și se cunosc și el a recomandat el. Operația de fapt este cu pe cameră, video, pe monitor, se vede, ia uite cum taie, extrage, mai bine nu puneam filmările astea? Sau sunteți ok cu ele? Dacă nu vă place și sunteți scârboți așa, scârboși, nu scârboși, voi nu sunteți scârboși, dacă vă scârbă sau vi se pare ciudat, dați înainte, skip peste partea asta. Wow. Sara mi-a zis că să nu-i mai trimit filmări. Da. E bine operația, du-te înapoi la salon, acolo pe hol. Da. Că vezi pe doctorul Rădeanu. Ok, la etajul 1, da? Bine, tot ce-a fost. Da, bine. Să se trezească acum ce trezirea. Da, bine, mulțumesc, bine. Mulțumesc, pa, 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 pa. Hai că începe trezirea imediat. Bună ziua din nou.
Totul e super ok. Da. Nu au mai fost vegetații, deci intervenția anterioară a fost mai mult decât ok. Uh-huh. Nu am scos amigdalele în totalitate, dar sunt micșorate la nivelul pilierului, aproape că nu se văd. Dar ele își vor face funcția în continuare până la 18 ani, așa că nu trebuie să vă faceți probleme. Mai durează un pic, cel puțin vreo oră până se trezește complet și numai după aceea o să primi. Ne vedem. Da, mă bucur mult că totul este bine. Da, deci cea mai mare problemă a lui Scarlett, de ce am ajuns a doua oară la operație? Nu vă imaginați că noi facem asta așa, gen, hai să mai punem o plombiță la carie și nu, adică a fost o decizie luată că nu avem ce face. Respirația ei era foarte, foarte grea. Chiar dacă vegetațiile, da, polipii, cum le spun medicii, vegetațiile nu au recidivat foarte mult, amigdalele însă au crescut pe parcurs și asta îi obstrucționea respirația mult, iar are o deviație de sept ce până la 18 ani nu se poate rezolva. Acum eu am fost operat la deviație de sept, asta am rezolvat-o. Mi s-a îmbunătățit respirația într-un mod extraordinar, foarte mult. Sper să pot să merg acolo la ATI, unde e ea. Exact când se va trezi, să fiu lângă ea. Asta și-a dorit foarte mult Scarlett. Ia zi la Paul, ce ai visat? Că m-a dat pe snowboard. Da? Super. Mai bagi un nani? Da. Cine s-a trezit? Cine s-a trezit? Haide să... Nu pot să deschid gura. Nu poți? Imediat o să poți. Te doare ceva? E jena la gât. Da, deocamdată e sub anestezie. Cum a fost trezirea? Ai simțit când ți-a scos tubul? Nu? Nu. Okay. Am avut un tub. Mm-hmm. Eu mai țin minte că m-am trezit de două, dar eu am zis că m-am trezit de mai multe. Să nu spui cât de mult vrei. Vezi ce crește moralul. Mamă, cât înghețată ți-a dat tata. Ce crește moralul, glicemia. Tot. Trece jena aia din gât. E și dulce și bună. Perfect. Nu cum e. Trebuie să se schimbă abordarea. Nu. Lasă o mănânci liniștită, stați liniștit aici. Dacă vrea să doarmă, liniștită să doarmă. Ce faci, Damia? Bine. Cum ești? Bine. Bine? Am ajuns că... la gât. Da, știu. Asta vreau să zic. Știi că e normal să simți o durere la gâtul. Acolo tu ți s-a îndepărtat toată bucata de cărniță în plus și cu puroiul calcifiat întărit acolo și tot. O să vezi cât de bine o să-ți fie acum. Când o să ajunge acasă o să-ți fac înghețată. Ai voie înghețată? Cu zmeură. Cu zmeură? Bine, cu zmeură. Iubita mea, ce mă bucur, Doamne, cât mă fac. Ești atât de puternică, Sca. Ești foarte puternică. Mulțumesc. Wow. Așa multe am de învățat de la tine, mă. Ești foarte puternică, da. Mai dorme noapte acolo ca să fie sigură toată lumea că ești pe bine. Și după vine acasă. Te iubesc. Și eu. Pa, mami. Mai vrei să zici ceva? Ești obosit acum. Cred că vrei doar să dormi, nu? E ok. Te iubesc. Pa. Știți că eu lui Scarlett îi mai zic că deodată scaiet? Știi ce e un scaiet? Ăla ce se prinde de tine și nu poți să-l dai jos? Ia uite! Ce mâncărică bună! Ai, cred că, spanac cu astea și aici prima dată ai ciorba. Ce mâncare bună! Ia să guști, să vedem, este chiar bună?
E bun? Da, e foarte bună. Asta este mâncarea lui Scarlett. Iar asta este mâncarea mea. Iar aici este ciorbă. Gustos. Acum ți-e doare? Cred că ți-e doare când îndoiești mâna așa. Acum ți-e doare? Da? Un piscop. Doare? Nu. Ok. Puțin, piscop, puțin. Acum piscop. Acum? Acum? Nu. No. Spune-mi acum, iubita, care-i... E bun. E bine? Da. Bine. Mulțumesc, la revedere. Mulțumim. Mai avem puțin până acasă. Doar vreo 2 ore și jumătate. Da. E cam 4 ore drumul ăsta de Cluj-Brașov. Mami ne așteaptă cu mâncare, abia așteptăm să ajung. Scarlett se simte bine, mașina e călduț, are scaunul încălzit, masaj, ce să mai ești, mare confort. Ce faci? Ce faci, mami? Este bine. Încearcă-ne un pic, încearcă-ne. Cum ești? Mulțumesc, mulțumesc. Ei, ce faci, Melissa? Dormeai? Cine? E cu Luanza la baie? Dai seama, a fost o operație și nu e chiar așa o nimica toate. E chiar o operație în toată regula. Dar își revine ușor, ușor, da. Nu, câți, hai! Ce faci, scumpa mea? Cum ești, fetița bunica? Am pregătit o supiță cremă de legume foarte bună. Am pregătit orez, că e aici orezul. O mâncărică de pui cu caju și cu... brocoli și cașu acolo. Da, acolo și susan și miere. Super. Fantastic. Ok, și cum este Scarlett astăzi? Astăzi, la 6 zile după ce a avut Scarlett intervenția chirurgicală, este bine. Recuperarea a fost una extraordinară, mai rapidă decât mă așteptam, vă spun sincer. O încurajare pentru copiii care se confruntă cu așa ceva. Dragilor, vă încurajăm să faceți asta. E, respirația e importantă, afectează toată viața, nu doar un noaptea, că nu poți să respiri și că sforăi sau ce știu. Toată viața o afectează, de asta e un lucru important de luat în seamă. Și chiar dacă este o operație și nu este joacă, o să fie bine. Aveți încredere în Dumnezeu. Vă salutăm și ne vedem curând la un nou vlog în care o să o vedeți pe Scarlett în aceeași formă în care o știți voi de obicei. Pa, pa!